Obiectiv fundamental al întregii activități a Comitetului Județean prin situații de urgență a vizat eficientizarea activităților și acțiunilor de prevenire a situațiilor de urgență și gestionarea operativă a intervențiilor în cazul producerii acestor la nivelul județean. Comitetul Județean funcționa sub directa coordonare a prefectului județului în calitate de președinte și sprijin de cei doi vicepreședinți care a spus, i-a nominat domnul prefect, și cuprinde un număr de 47 de instituții, reprezentate de 50 de membri. Cred că diferă de la instituții la membri, pentru că Consiliul Județean este reprezentat de 3 membri, la fel cum prefectura de către 2 membri. Componenta locală de gestionare a situațiilor de urgență la nivelul județului Suceava este bine definită, astfel că în toate cele 114 unități administrative teritoriale sunt constituite servicii voluntari prin situații de urgență. Aceste servicii au în total 74 de autospeciale de stins incendii, alte utilaje și mijloace de intervenție, acestea fiind deservite de 2642 de persoane. Pentru realizarea unui cadru normativ și legal, Comitetul Județean s-a reunit în plen de jur 2 ședințe ordinare și 12 ședințe extraordinare în anul 2016, și nouă întrunirea grupului de suport tehnic pentru gestionarea diferitelor tipuri de riscuri. Urma acestor ședințe de lucru s-au adoptat 6 hotărâri ale Comitetului Județean. Pentru informare operativă a președintelui Comitetului Județean prin situații de urgență și realizarea schimbului de date de interes, săptămânal a avut loc la sediul instituției prefectului în întâlnire al șefilor structurilor MAI, prefect, șefii IPJ, IJJ, ISU, fiind invitați după caz și al șef de structuri din MAI, MAPN, SEGIA sau DSP. Pentru gestionarea situației de urgență apărute și adoptarea unor măsuri preventive, la iminența manifestării unor tipuri de risc, securitatea permanent a întocmit și supus preavizare un număr de 5 planuri, după cum urmează. Planul județean de urgență în cazul epidemiei și pandemiei de gripă, plan de măsuri pentru prevenirea, controlul, monitorizarea și gestionarea situațiilor de urgență ce pot apărea ca urmare a apariției gripei AH1N1, plan de măsuri și acțiuni pentru pregătirea comunităților în vederea gestionării situației de urgență, cât și luarea măsurilor necesare pe care se impun pentru prevenirea și diminuarea unor eventuale pagube produse de inundații, planul de măsuri pentru combaterea pestei porcine africane, plan de măsuri și procedura de gestionare a situației de urgență pe timpul sezonului de iarnă 2016-2017.